Vremea frumoasă de început de iarnă ar putea aduce mulți spectatori pe stadioanele județului sâmbătă 14 noiembrie, când este programată a 11-a etapă în campionatul județean al Diviziei a 4-a fotbalistice. După 10 etape previzibile, în care Dunărea Giurgiu și Arsenal Malo au făcut de câteva ori schimb în clasament numai datorită golaverajului, nimic imprevizibil nu pare că se poate întâmpla până la meciul direct din retur dintre cele două formații fruntașe. În etapa de sâmbătă, Dunărea joacă în deplasare la Vedea, echipă ce a început slab campionatul și atârnă în spatele acestuia, pe penultimul loc. Un meci mai echilibrat se anunță la Mihai Bravu, ocupant al locului 4 în clasament, care întâlnește liderul Arsenal Malu cu dorința de a lua cel puțin un punct și a se desprinde în acest fel de Unirea Izvoarele. Asta numai dacă izvoarenii, care acum sunt pe locul 3, ar putea pierde la Oinacu, echipa aflată puțin sub mijlocul clasamentului. Iată toate partidele etapei. Înainte acestei partide am solicitat părerea managerului echipei Arsenal Malu cu privire la formațiile care ar putea încurca planurile mălurenilor. După cum arată și clasamentul în momentul ăsta și forma echipelor, cred că Unirea Izvoarele și CSM Dunărea Giurgiu sunt principalele noastre contracandidate la calificarea la play-off. Arsenal Malu a avut un parcurs foarte bun în campionatul trecut și și-a dorit să meargă în Liga 3-a. Sezonul acesta mălurenii au aceleași ambiții, dacă se poate și cupa și campionatul, apoi răzbunarea pentru eșecul spre Liga Superioară. Sunteți pregătiți pentru Liga 3-a la ora actuală? Da, bineînțeles, am fost pregătit și anul trecut, numai că spre ghinionul nostru am picat cu echipa din voluntari, care a folosit jucători de la prima echipă și a fost foarte greu să ajungem să ne calificăm. Un succes din partea noastră! Mulțumesc și eu!